It sounds like he's already done it. I'm sorry to say that a lot of what we're seeing in today's world, and particularly owing to some technological developments, which can be used for, of course, wonderful things or not so wonderful things, have led people from the cave back into the cave. So I could certainly give a couple of illustrations of that. Da, pare că v-ați gândit deja la, la un posibil răspuns și îmi pare rău că trebuie să spun asta, dar din ce vedem în jur, se pare că aceste tehnologii care sigur pot fi folosite atât în scopuri pozitive cât și mai puțin pozitive, tind să fie avut exact acest efect de a readuce, de a ne readuce în peșteră după ce o perioadă îndelungată am tot încercat să ieșim din această peșteră. Și o să dau câteva exemple. So, for example, to begin with, if people are drowning in a sea of information, an ocean of information everywhere, and it's very difficult, I think, especially for young people, to be able to understand what is important to extract from this ocean of information, you know, which fish or do we want, you know, which creatures do we want or which are valuable or informative for us, and how do we separate what's important from what's not important. So this is the first problem. And there's no roadmap for this. Și ca să dau un exemplu, vorbim practic despre un adevărat ocean de informații la care avem acces. Iar tinerii nu sunt pregătiți, nu știu de cele mai multe ori să filtreze ceea ce este important, ceea ce este util și ceea ce este valoros de ceea ce nu este astfel. Și nu există așa o rețetă sau un instrument pe care să aibă succes întotdeauna. And the second effect, so this is a bunch of layers which all lead back to the cave. The second effect is the culture of instantaneity. So everything is instantaneous now. There's no more time. Time shrinks and everything has to be now. So people have no more space for reflection. You send a text, you get a text, you respond, or you send an emoticon. Instead of describing how do I feel about something, you send a little code, an image, emoji. So it's shrinking people's reflective space also. It shrinks the horizons of the mind and makes everything instantaneous in this moment. This is the second dimension of the problem. O a doua dimensiune a problemei constă în această cultură a lui acum. Totul trebuie să se întâmple acum, instantaneu, ceea ce sigur diminuează spațiul și timpul pe care îl acordăm reflecției. Totul se întâmplă pe loc, trimitem un SMS și primim răspunsul sau mai degrabă decât să povestim, să spunem, să explicăm cum ne simțim. Facem asta printr-un emoji, printr-o reprezentare codificată și asta, sigur, ne lasă din ce în ce mai puțin spațiu și din ce în ce mai puțină capacitate pentru genul acesta de reflecție. And so, coming finally to your main point, the third effect of this is that, especially for young people, perhaps, perception becomes reality. So everything, every image that they see is what they take to be real. And every report on an event, which is just basically a very quick image with a soundbite, for them is the totality of the phenomenon. So as soon as appearance becomes reality, we're back in the cave. This is exactly where we are. This is all of the work that Plato did to bring us out, to show us that reality is more, much more than appearance. And if we settle for appearances, we will never understand anything in depth. And they've gone back in. The only difference is this cave has a remote and a surround sound. But other than that, appearance is reality, just like it was in Plato's day. Și un al treilea aspect care e practic răspunsul propriu-zis la întrebarea dumneavoastră ține de faptul că acum, la fel ca în metafora lui Platon, vorbim de o situație în care, mai ales pentru tineri, aparența tinde să devină realitate. Văd o imagine și o consideră din start ca fiind reală. Văd un reportaj despre o situație, despre un eveniment, care ce este o succesiune de câteva imagini și, dacă sunt câteva rânduri scrise, pentru ei asta reprezintă totalitatea informațiilor despre evenimentul respectiv. Și, practic, asta înseamnă ce? Înseamnă exact întoarcere în peștera lui Platon, după ce Platon s-a încercat să ne explice că nu trebuie să luăm percepțiile ca fiind realitate, realitatea este mult mai mult și mai profundă decât percepțiile, n-am făcut decât să ne întoarcem acolo, cu diferența că în această peșteră modernă, dacă vreți, avem telecomandă și avem sunet de înaltă calitate.